Mulți cercetători de renume au meditat cu privire la originile și soarta universului, dar una dintre cele mai mari întrebări încă rămâne fără un răspuns concret. În timp ce oamenii de știință se uită în direcția greșită, Big Bang-ul este în curs de desfășurare și în prezent. În videoclipul de astăzi o să aflăm de ce încă se întâmplă Big Bang-ul, dar înainte de asta, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi. Ne-ar ajuta foarte mult. Majoritatea oamenilor au auzit de Big Bang, dar ce presupune această teorie? O concepție greșită generală este aceea că Big Bang-ul explică începuturile universului, dar de fapt nu este cazul aici. Încă din cele mai vechi timpuri am căutat să înțelegem cosmosul, dar rămâne un mister și în zilele noastre dacă există ceva palpabil acolo și nu doar neantul spațiului. Teoria Big Bang-ului sugerează că, în urmă cu 13,8 miliarde de ani, orice lucru existent a fost împachetat într-un punct cu o densitate și o temperatură infinită. În cele din urmă a avut loc o explozie masivă, iar gazele și praful cosmic rezultat s-au răspândit în neantul spațiului, formând corpurile cosmice pe care le știm în prezent. Împreună cu răcirea progresivă, Universul a continuat să se extindă încă de pe atunci. Acest punct cu densitate și temperatură infinite este cunoscut sub numele de singularitate. Se crede că singularitățile există în universul nostru în inima găurilor negre. Din cauza faptului că găurile negre au o masă atât de mare, atracția lor gravitațională atrage tot ce se află în apropiere, inclusiv lumina. Singularitatea gravitațională din centrul lor posedă o densitate apropiată de infinit. Teoria Big Bang-ului susține că infinitul a fost odată comprimat într-o singularitate finală, una cu o masă și o gravitație, suficient de mare pentru a ține toată materia într-un singur punct minuscul. Într-o singularitate, materia, energia și tot ce se află între acestea sunt strivite la oaltă. Împreună cu toate celelalte obiecte, această singularitate inițială a cuprins de asemenea timpul și spațiul care era imposibil de distins unul față de celălalt. O singularitate înmagazinează o cantitate uriașă de căldură și la un moment dat universul începe să se extindă și să se răcească. însă ce declanșează această expansiune? Teoria Big Bang-ului nu răspunde acestei întrebări, dar tiparul acesteia oferă o explicație a istoriei universului și totodată a viitorului posibil. În ciuda numelui teoriei, cel mai probabil universul nu a început să se extindă în urma unei explozii. Mai degrabă a fost o expansiune rapidă a spațiului și a timpului, de-a lungul căreia au fost create cărămizile primordiale pentru ceea ce vedem astăzi în univers. Adică în loc ca toate obiectele cosmice să zboare dintr-un punct central în urma unei explozii, corpurile cosmice se îndepărtează mai departe unul față de celălalt. Prin urmare, dimensiunile spațiului în sine cresc, dar pe de altă parte, materia fizică este finită, deci planetele, stelele și toate celelalte nu cresc în dimensiune în urma dilatării spațiului. Teoria Big Bang-ului poate fi urmărită până în timpurile propunerii teoriei relativității generale a lui Albert Einstein, care la rândul ei a pornit de la negarea lui Einstein a legii gravitaționale propusă de Isaac Newton. Teoria relativității generale descrie gravitația ca fiind rezultatul dilatării spațiului și timpului provocată de masa sa, deși acest lucru poate fi remarcat doar atunci când sunt implicate obiecte cosmice gigantice. Einstein a susținut inițial un univers static, dar alți cercetători, mai ales preotul și fizicianul belgian Georges Leomatre, susțin conform soluțiilor obținute din ecuațiile lor că există un cosmos în continuă expansiune. Primul care, de fapt, a observat că universul se extinde a fost Edwin Hubble, bazându-se pe munca conaționalului său Vesto Slipher. În 1917 Slifer a observat că galaxiile distante se îndepărtează mai mult față de Pământ, însă în 1929 Hubble a realizat că de fapt galaxiile nu se îndepărtează pur și simplu, ci cu o viteză proporțională cu distanța lor față de noi. Cum și-a dat el seama? Ei bine, secretul constă în lumină. La fel ca sunetul, lumina călătorește în unde. Gândește-te la cum sună o mașină atunci când trece pe lângă tine cu viteză mare. Pe măsură ce se apropie sunetul, devine mai puternic deoarece este din ce în ce mai puțin timp între perceperea fiecărei unde sonore. Apoi se întâmplă opusul acestui fenomen după ce mașina se îndepărtează de tine. Frecvența undelor devine mai mică. Fenomenul este cunoscut ca efectul Doppler și funcționează și în cazul undelor de lumină, numai că frecvența nu schimbă tonul ca în cazul sunetelor, ci culorile percepute de retină. Mai exact, atunci când un obiect se apropie de observator, culoarea luminii se deplasează spre capătul albastru al spectrului de culori, iar atunci când se îndepărtează, lumina se schimbă și intră în spectrul roșu. Lumina emisă de galaxiile distante este în spectrul roșu, ceea ce înseamnă că se îndepărtează treptat de Calea Lactee. Observând deplasarea spre roșu a luminii la nivelul cosmosului, Hubble a învățat că universul se extinde. Spre deosebire de efectul Doppler, această deplasare a spectrului spre roșu nu are loc în urma îndepărtării celor două obiecte, unul față de celălalt, ci din cauza dilatării spațiului dintre cele două puncte. Lumina provenită de la cea mai apropiată galaxie spiralată de Calea Lactee are nevoie de aproximativ 2 milioane de ani pentru a ajunge pe Pământ. În timp ce călătorește, lungimea undei de lumină se extinde și cu cât este mai îndepărtată o galaxie, cu atât este mai lungă deplasarea spre roșu. Prin urmare, galaxiile distante se îndepărtează într-un ritm mai rapid. Cu toate că deplasarea spectrului de lumină spre roșu este cea mai convingătoare informație care susține teoria expansiunii Universului, nu este tocmai singura dovadă. La aproximativ 380.000 de ani de la Big Bang, Universul s-a extins și s-a răcit suficient de mult pentru a permite formarea atomilor totodată acest lucru a permis câtorva electroni să se miște liberi în interiorul atomilor, ceea ce înseamnă că radiația electromagnetică a Big Bang-ului nu mai era împrăștiată prin univers. Cunoscută ca radiația cosmică de fond, această lumină antică încă este observabilă în zilele noastre prin tot universul și este în esență o rămășiță a universului timpuriu. În urmă cu 13,8 miliarde de ani, radiația cosmică de fond s-a răcit considerabil. Mai important, temperatura radiației este în general aceeași, indiferent de locația sa, fie la marginea universului, fie în Calea Lactee. Până acum am înțeles de ce Big Bang-ul încă se desfășoară, dar până când lucrurile vor încetini în cele din urmă sau acest fenomen va continua la nesfârșit? Inițial, oamenii de știință credeau că datorită masei totale a Universului, gravitația ar putea reduce rata expansiunii acestuia, poate chiar inversarea procesului într-o mare implozie sau Big Crunch. Totuși, în 1998, în urma observărilor unor supernove îndepărtate, s-a descoperit că, de fapt, rata de expansiune a Universului accelerează. De ce se întâmplă asta? În acest moment se cunosc foarte puține informații despre acest lucru, dar unii oameni de știință cred că energia întunecată poate fi responsabilă. Chiar dacă stelele și galaxiile sunt imense, materia normală constituie doar 5% din Univers, restul se crede că este energie întunecată și materie întunecată, cu toate că ambele rămân niște enigme. Numai energia întunecată cuprinde aproximativ 68% din ce se află în Univers. O teorie este că energia întunecată reprezintă o proprietate a spațiului gol, iar cantitatea de energie întunecată crește pe măsură ce universul se extinde. În schimb, această energie determină creșterea ratei de expansiune, creând un ciclu din care rezultă o accelerație constantă. Acest lucru ar putea însemna că mai degrabă decât o mare implozie, ne vom confrunta cu o mare ruptură sau în engleză big rip. În timp ce expansiunea spațiului accelerează și galaxiile se îndepărtează una de cealaltă, universul ar putea fi întins atât de agresiv până când atomii vor începe să se despartă. Indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul, Big Bang-ul este un proces continuu datând de la începutul universului. Lumina deplasată spre culoarea roșie a spectrului emisă de galaxii împreună cu radiația cosmică de fundal care se răcește progresiv arată că universul devine din ce în ce mai mare și acum ați aflat de ce Big Bang-ul încă se întâmplă. Dacă crezi că am ratat ceva, scrie-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!